urmează o trupă din Statele Unite, din New York. Bine, artista care ne va cânta la Tema Jazz 2022 astăzi, în această seară. Este una dintre cele mai căutate cântărețe de jazz cu apariții. Până acum am urmărit-o anul acesta pe unde a fost, săptămânal, două, trei concerte în Europa, în Canada, în Statele Unite, în Australia. Deci este incredibil. Urmăriți pagina ei pe Facebook și o să rămâneți total surprinși. Are 19 albume sub numele său, Champion. Ea este considerată una din cele mai talentate artiste de jazz pur al generației. Pe lângă multiplele sale premii, a fost numită pianistul și solistul feminin al anului 2019 de către Hot House Magazine Reader's Poll. În prezent, capacitățile sale pianistice și vocale sunt larg recunoscute de către public și critici, având distincție și rapinament. Din America de Nord până în Europa și din Africa până în Australia, stilul său oscilant și spectacolele sale pline de carismă au transformat într-un gardian al moștenirii jazzului. Fulton este unul dintre puținii pianiști soliști care excelează în ambele domenii și care a înflorit cu fiecare nouă lansare, afișând o maturitate cu mult peste vârsta ei, The New York City Jazz Records. Sunt foarte multe caracterizări și aprecieri, dar important este să ascultăm ce urmează și pot să vă spun că în această seară vom avea aici pe scenă la Deva Jazz Fest pe domnul Georgios Antoniu la bas. Pe domnul Xaver Hellmeyer la drums. Și doamna Champion Fulton, pian and vocals. Okay. It's the time and the right.
happy I am that we met. I am strangely attracted to you. Someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone? It's the wrong game and the wrong chips. Your lips are tempting. All of you. This is my very first time in Romania, and I feel very welcome. Thank you.